Salut, tutti frutti, e o nouă săptămână, Euro 2024, România poate reușește astăzi ceva după 8 ani de luptă greco-romane și vise spulberate, poate echipa asta nouă face ceva. Nu avem astăzi pe biletul canalului România, dar de la 16 cu Ucraina sper să fie bine de tot. Bine v-am găsit, e 17 iunie 2024, am să vă ofer o cotă de 7.28 cu 5 evenimente. Primul își dă startul teoretic de la 14:14:35. E un meci de tenis din WTA. Cred că se mai împinge până mai încolo. Știți bine cum se întâmplă cu tenisul. Like la acest video, abonați-vă la canal dacă n-ați făcut-o încă și, bineînțeles, puteți să luați link-ul ăsta, să-l distribuiți prietenilor pe unde vă dați voi. Pe WhatsApp, pe Telegram, mă ajută foarte, foarte tare. Pe Facebook, pe oriunde sunteți. Mergem în biletul ăsta de astăzi, cotă 7.28, nu neapărat complicat, dar nu neapărat foarte simplu, e un nu GG în finalul lui, să sperăm că poate, poate ceva bun se întâmplă. Hai să-i dăm bătaie. Tenis WTA 125, Gaiba, Italia, cred că așa s-ar pronunța localitatea asta, n-am mai zis să cercetez exact pronunție pentru Gaiba. Belgianca Alison van Uytvanck se duelează, sau Uytvanck cu Y, cum e notată prin aplicații. Alison van Uytvanck se duelează cu elvețianca Celine Naef. 1 solist în meciul ăsta, victorie pentru elementul gazdă, victorie pentru belgianca Alison van Uytvanck. Uytvanck, cum e notată peste tot. Asta cu tenisul pe ziua de astăzi, v-am zis, 14:35 ore oficială în momentul de față, cred că se împinge până mai încolo, vom vedea. Voi puneți-l și pariați-l din timp, e cu atât mai bine să nu scadă cota în vreun fel. Egipt Premier League, ne băgăm pe fotbal până la final de bilet cu celelalte 4 evenimente. Egipt Premier League ne propune Zamalek versus El Mesri. El Mesri e o treabă unde punem 2 plus, mergem pe cel puțin 2 goluri înscrise în tot meciul, mergem pe peste 1,5 așadar. Și iată că intrăm și în periplu pe Euro 2024, avem 2 meciuri de acolo, nu e ăla cu Românela. Am luat alte 2, celelalte 2, Belgia versus Slovacia, 1 solist, câștigă Belgia, cred că sunt vreo 4 de jucat, azi habar n-am. Iertați-mă pe mine, cum ar spune o glumă pe care vă povesteam în episoadele trecute. Belgia versus Slovacia, victorie pentru gazde, câștigă belgienii, 1 solist, cum câștigă, sperăm, și belgianca la tenis, Alison van Uytvanck. Belgia câștigă și meciul ăsta la Euro 2024, merge poate cu bine mai departe, 1 solist. Ce mai avem? Mai avem Austria versus Franța, e și e și Mbappé pe acolo? Poate că da. Se anunță victorie pentru oaspeți. Franța câștigă meciul lucrul. 2 solist pentru francezi. Gata cu Euro pentru biletul ăsta. Închidem cu Brazilia. Brazileiro, serie C. Nautico se duelează cu Floresta. Așezăm pe bilețel acel pont periculos pe care vă ziceam și mai devreme la început. Nu GG. Ne bazăm și tot sperăm că nu vor marca ambele echipe. Am un grup privat de WhatsApp, jucăm 6 bilete complicate acolo. Dacă aveți cont la Superbet, căci acolo fac eu biletele, și sunteți dispuși să riscați câte 2 lei pe fiecare dintre cele 6 variante pe care eu le propun acolo pe grup, sunteți dispuși să riscați așadar 12 lei minimum pe zi, haideți cu mine în grupul meu privat de WhatsApp să jucăm niște bilete mai grele, mai lungi, mai complicate, cu cote mult mai mari. 0745 70 80 08 e un loc bun să ne vedem în fiecare zi. Eu construiesc biletele astea și de îndată le ofer pe grupul ăsta privat de WhatsApp. Vă aștept și acolo. Să aveți o săptămână perfectă, să fie cu Hai România cât mai sus, să câștigăm și noi ceva dracului odată în lume, și să petrecem cu bine, da? Să fie cu mult verde și poate auzim de niște cote foarte, foarte de succes pe săptămâna asta. Cine știe ce se va mai întâmpla. 7.28 e o cotă elegantă pentru azi. Ne revedem în dățile următoare. Pa, pa!